Cele mai frumoase obiecte decorate de către harghiteni sunt expuse în centrul municipiului la Târgul de Paște. Ouăle din lemn sunt produsele cu cea mai mare trecere. Ouăle, avem ou de lemn, sunt aduse de la Harghita. Coșul pentru la sfințit la biserică și ceramică. Produse care mai valoare mai mic. Sunt interesați atmărenii? Da, pentru ce sunt făcute de manual, ăla da. Ce cumpără cel mai des? Acum? Ce este cel mai bine vândut produs? Cred că ou. Chiar dacă se oferă calitate, sătmărenii se uită însă și la prețul produselor. Ceva anume? Îmi plac astea făcute la țară, nu de fabrică. Destul de frumoase, tradiționale. Ce v-ați cumpărat pentru masa de Paște? Mi-am cumpărat deja de toate, mă uit după ulcică pentru sarmale. Târgul de Paște este deschis până duminică, timp în care sătmărenii își pot achiziționa decorațiuni pentru masa de Paști și alte obiecte handmade.